Domnule președinte, eu rog insistent și domnule secretar, eu nu înțeleg cum, din punct de vedere funcțional, fiecare liberal se conectează când vrea. În mod normal, dacă restul consilierilor vorbesc, atunci când ridică mâna, lasă să intervină, după ce îi dați cuvântul, dar nu intervine când vrea el. Și ce fel de funcționalitate a sistemului, că ba sistemul ăsta la microfon nu funcționează, ba liberalul când vrea intervine. Ca să te mai enervezi, Oleacă, de câte ori? Și unde atâtea intervine? Eu zic să facem o curează microfonul meu. Cum se conectează, domnul Cepasul? Dar dumneavoastră și oricare alt consilier care este prezent în sală nu se poate conecta în momentul în care se conectează un liberal. Comisie, Dumnezeu. Apoi ce? Ne jucăm de grădinița de copii, da? Ba da, este. Vă rog amendamentul la proiectul de decizie și haideți să-l scoatem la capăt. De fapt, de conectează un liberal. Cum ați intervenit? Ori dumneavoastră organizați în mod ceva. Doamna Lungu, nu, haideți, am ajuns. Dacă am obosit, spuneți că am obosit și încheiem ședința. Păi, vă jucați. Am spus, haideți să vedem următorul amendament, să votăm. Dar așa ne jucăm. Strec peste.